Comisarii de la Protecția Consumatorului au pus lacătul pe unul dintre magazinele Lidl din Timișoara. Este vorba despre magazinul de pe calea Torontalului numărul 106. Iată care au fost abaterile găsite aici. În spațiul de vânzare a fost identificat produsul făină albă distribuitor Lidl, lot B și lot C, în cantitate de 800 de kilograme, acesta prezentând ambalajul deteriorat, ros, cu conținut scurs pe cartonul pe care erau așezate baxurile, fiind prezente excremente de rozătoare, Produsele refrigerate verificate aveau condens în interiorul ambalajului, iar produsele congelate prezentau conglomerat de gheață în interiorul ambalajului. Fructe depreciate, produsele de cofetărie aveau ambalaje deteriorate, picături de condens pe suprafața glazurii de ciocolată. Ouăle de consum erau sparte cu scurgeri de conținut, cu ambalaje deteriorate și umede. În spațiul de preparare a produselor de patiserie au fost identificate capcane cu lipici pentru rozătoare, care nu pot fi amplasate în spațiile interioare. Pardoserile și tăvile de coacere erau neigenizate corespunzător. Pentru aceste abateri, comisarii ANPC au dat două amenzi contravenționale în cuantum total de 10.000 de lei. Au fost dispuse următoarele măsuri complementare. Oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate în zona gastro. Oprirea definitivă de la comercializarea a produselor neconforme circa 850 de kilograme. A fost propusă emiterea deciziei de închidere unitate pe o perioadă de la 0 la 6 luni a transmis Mihai Alingubandru, comisar șef CRPC Vestimiș.